Salutare YouTube, eu sunt Andrei și vă urmăriți episodul 5 din Andrei joacă Minecraft Skyblock. În episodul astăzi vom face platforma pentru animale din pământ și vom acoperi aici cu piatră, vom face un acoperiș ca să nu mai ningă. Am luat și puțină piatră între timp și vom dărâma și platforma aia să nu mai apară monștrii noaptea. Mai întâi de toate, să verificăm capcana. Bine, eu am mai verificat-o între timp. Aici este un schelet, nu? 2. Nu mai este. Așa, și acum să mergem să spargem asta. Avem și o săgeată aici ca bonus. Nu avem stres. Bun. Luăm și pepenele. Care nu prea ne mai ajute. Acum avem cartofi. Mulțumită unui zombie generos. După cum se vede, avem un pic de oase, și anume ăstea. Un pic de carne de zombie, și anume ăstea. Un pic de praf de pușcă. Ce mai avem pe aici? Un pic de sfoară. Mă rog, în orice caz nouă ne trebuie dirtul. Pentru că vom face o platformă. Unde vom face platforma? În partea asta. Vom face din cabel mai întâi. La mică depărtare, așa. Din două cabluri. Platforma așa din două. După care cu dirtul. Frică să nu cad. Nu o să ne ajungă, sigur nu o să ne ajungă. Asta este. Asta este o problemă mare. Pentru că dacă nu ne ajunge, va trebui să mergem de sub să punem să putem să-l luăm. Dar oricum trebuie să trișăm, pentru că nu va crește iarba aici. Iarba crește numai când este un alt bloc cu iarbă lângă. Și eu le-am spart pe toate, așa că va trebui să trișăm. Și nu știu, luăm 15. 15 blocuri din astea cu iarbă. Asta ca să acoperim și aici, pentru că nu mi-am dat eu seara la măsurători. Nu prea îmi place mie să trișez, dar
Aula. Toți așa că nu e așa. Vezi, deci de-abia acum începe să crească iarba, altfel nu va, nu creștea. Iar eu n-aș știut că chestia asta a început. Mamă, perfect mi-a dat. Așa și torțe. Facem repede niște torțe. Aici să nu cădem, mai bine facem așa. Așa ca să fie frumos. Punem o torță aici. Asta o să trebuiască împrejmuită, în caz că ne apară animale să nu... Da, mai spawnează oare animalele pe iarbă? Că nu mai știu. Să sperăm. Va trebui de două, pentru că și dacă spawnează animal, după aia sare. Și rămânem noi fără piatră. Mă rog, nu una pe alta, merge așa. Să facem și torțele. Așa, avem și torțele acum. Mai punem câteva pe aici. Una aici, una aici, una aici, una aici. Și pe aici să nu ne apară monștri. E mai bine așa. Asta nu trebuie. Bun. Deci am făcut și platforma, acum urmează să luăm cable și să facem pe aici. Deci situația va sta în felul următor. Aici trebuie de două, deci trebuie așa. Deci mie nu prea îmi place să fiu așa înghesuit. Asta este. Și aici, deși cred că este destul de luminat. Și a venit și noaptea. Și noaptea este întotdeauna productivă pentru piatră. Noaptea nu facem decât să luăm piatră. Piatra. Aolo, ce jos e, nu se-mi placă, dar asta este. Aici vom lăsa așa, pentru că vreau să și văd și ziua să avem și lumină.
Aici va rămâne așa. Aici intră o torță pentru că nu prea este luminat. Aici merge o torță, că oricum ne ajută pe astea să crească. Haideți să mai ne luăm ce mai avem pe aici. O grămadă, da. Cădeți. Vreau să văd dacă pot să iau unul cu sabia în zbor, așa să dea și experiență. Dar nu merge, mai bine lăsăm așa, ca un lău, ca din capul de el mă omoare. Mai bine lăsăm așa. Să dăm pe aici, facem și niște arbă, zic. Da? Să fie așa frumos. Aolo, și pe aici trebuie să luminăm. Și nu mai am torțe. Mai trebuie torțe. Aolo, copacul nu ne mai crește. O să fie o problemă cu copacul. O problemă cu copacul, cum facem noi cu copacul. Trebuie să-l plantez chiar în mijloc aici. Să mă enerveze că aici o să ningă în continuu. Și o să fie o problemă mare. Așa crește? Crește, e bine. Asta este acum ce să facem. O să iau eu asta și o să o mut într-un final. Mi-a căzut și un măr și mai uit un măr. Așa. O să o luăm și o să o mutăm în altă parte. Pum, adică o să luăm și o să-l mutăm.
în genunchi, dar aici nu se mai fie asta. Trebuie torțe. O dată zic, ne trebuie torțe. Iar aici o să fie așa. Să mai luăm niște pietre. Trebuie neapărat să mă duc copacul ăsta, dar... prea acum mă duc aici. Sperăm că nu avem probleme. Aolo, Matale, treci înapoi. Hai, hai, treci înapoi. Așa. Zari. Ne, vezi ce căuta aici. Și aici. Mă rog, aici. Aici avem treaba lor. Nu știu cum o să facem. Deci o să mă enerveze pe omul ăsta rău de tot. O problemă mare. Mare de tot. Băi, du-te mă de aici, du-te acasă. Băi, prietene, ieși mă acasă. Așa. Da, 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 deci aici trebuie să facem așa. Da, nu e bine că oricum o să sar. Mai bine, lasă așa. Iau niște piatră și revin. Tocmai ce am realizat că mi s-a umplut cufărul. Așa că vom face următorul lucru. Vom mai pune un cufăr și anume aici.
tot ce pică de la monștri din capcană, tot ce scoatem din capcană. Putem să facem cam așa. Și mai cade ceva, nu mai cade nimic acela. Da. Perfect. Perfect. Și asta va fi cufărul cu ce pică de la astea. Și asta altul va fi cufărul cu restul. Bine, dar pică, nu glumă, adică foarte bine lucrează capcana. Suntem aranjați acum. Bun, mai avem un stack de Aolo. Nici nu mi-am dat seama că aici nu e făcut bariera. Pețivă gâtul. Asta se va umple foarte repede. Cu farul ăsta. Bun, 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 bun. Aici trebuie să punem porțe. Dacă nu vrem să ne trezim cu eu mai știu ce după noi. Așa. Bun, cam atât pentru episodul ăsta, că deja este foarte lung. În episodul următor vom termina de făcut acoperișul și vedem ce putem să mai facem cu ferma aia. Până data viitoare, eu sunt Andrei, mulțumesc pentru vizionare, nu uitați să dați like, share și subscribe și ne vedem în video următor. Ciao.